Salutare, prieteni, și bine v-am găsit! Astăzi vreau să vă prezint pentru prima parte din ceea ce va fi o serie destul de lungă, dar nu în zile consecutive, legată de atacurile acestor dușmane binelui împotriva copiilor. Cum vă mai spuneam, la baza socialismului, la baza ideii de societate socială, România este, apropo, în Constituția scrisă de un comunist, scrie, pe care avem și astăzi, scrie că noi suntem stat ce trebuie să urmărească justiție socială. Deci noi suntem o țară socialistă. Cum spuneam, în viziunea socialistului, tabula rasa este omenirea. Toți ne naștem identici și egali și orice acțiune pe care o facem noi ca oameni este rezultatul unor circumstanțe. Oamenii nu au puteri de decizie în mintea comunistului și a socialistului și a globalistului. Nu, oamenii sunt doar suma unor circumstanțe. De asta, peste tot în lume, ei reduc pedepsile pentru crimă, pentru viol, pentru tâlhărie, pentru ce mai vreți voi de astea, dar cresc tot timpul pedepsele pentru infracțiuni cu gândul, pentru hate speech, pentru rasismus, pentru astea grav, trebuie statul cu pulanul pe tine pentru că alea sunt lucruri pe care poți să le decizi singur. A se traduce, alea sunt lucruri pe care ei vor ca tu să le respecti, tu să te autocenzurezi în capul tău. Dar faptele pe care le faci sunt un hoț nu fură pentru că e mai ușor de furat decât de muncit. Un hoț fură pentru că societatea l-a obligat să fure. Și pe această logică se ajunge la asemenea lucruri. Ăsta este un studiu, eu îl știam de când a apărut, de acum 10 ani, uite, a trecut timpul, din 2012 este, în care a apărut. L-am citit în 2012, ele din 2011, în care a apărut prima oară noțiunea de avort, avort postnatal. Pruncucidere, cum se mai cheamă în jurisprudența românească, dar în mintea, în logica, în firul logic al egalității și al tabulei rasa și al nimeni nu greșește, ci este împins de circumstanțe, o mamă care își ucide copilul are dreptate. Nu a greșit cu nimic, nu este un criminal, nu trebuie să o tratăm ca pe un criminal, ci este o victimă. Și cum spuneam, asta în 2012, în 2011 când a apărut, a fost luată peste picior de către Vice sau Hot News sau mai știu ce altă mizerie progresistă de asta. Fa, nebuni ăștia. Nu, domnule, asta e discuții teoretică, nu știi să citești, sunt niște filozofi care discută asta. Nu e ca și cum ne apucăm să omorâm copiii. Dar tocmai asta e problema, pentru că așa funcționează acești șobolani. Mai întâi aruncă pastila, așteaptă să treacă timpul, iar apoi, după ce trece destul timp, ajungem la pam, 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 știri de azi, de ieri. Infanticidul. Nu, am citit și eu că nu e cine știe ce. Scrie negru pe alb aici, în tot textul ăsta, că o mamă, dacă își lasă copilul să moară prin neglijență, că moartea perinatală, chiar așa se cheamă, perinatal death, adică după naștere, moartea perinatală nu mai constituie nicio infracțiune și că coroners, cum le zice, medicii legiști, să nu mai investigheze dacă apar când moare un copil nou născut, să nu mai facă niciun fel de investigații. De ce? Pentru că tabula rasa, mamele respective sunt niște victime ale circumstanțelor. Și fiind niște victime, iar copiii fiind în mintea socialistului, nu sunt om vii. Oamenii vii sunt aia pe care poate să-i speli pe creier. Până cât vreme nu
Dacă ești prea tânăr sau prea bătrân, nu mai ești ființă umană în ochii lor și ești pe lista de pasibil de exterminare. Ei, asta este legea care a trecut. Nu-i... până la 6 săptămâni după naștere. Pot fi lăsați copiii să moară fără să mai fie infracțiune în California. Și California este Suedia Americii. Îndeplinind exact același rol ca Suedia în Europa. Și anume, bagă prima oară cele mai extreme chestii de astea și apoi, ușor, ușor, în 20, 30, 50 de ani, toată lumea le înghite că vreau, că vrem, că nu vrem. Asta este concluzia logică a drepturilor reproductive. Pentru că în România, eu consider că drept că legea cu avortul în România e ok. 3 luni și așa, nu-i problemă. Dar în California avorturile se pot face la cerere fără motivație până în ziua nașterii, inclusiv. Iar acum, de ieri încolo și după ziua nașterii. Îmi cer cumva scuze că vă strică starea cu asemenea idei, dar și într-adevăr, știi, privești în abis, să cam uită și abisul înapoi în tine. Când ajungi să înțelegi cât rău, rău adevărat, și tocmai asta e că nu ăia care au dat legea, nu toți sunt niște răi. Din contră, sunt niște idioți. Nu sunt răi. Sunt oameni care trăiesc în lumea lui ce bine ar fi dacă, nu în realitate. Ăsta e tot socialismul de la A la Z. Nu, ei vor să facă omul nou pentru că dacă au omul nou pot face societatea perfectă. Ce bine ar fi dacă, ce bine ar fi dacă lucrurile ar fi altfel, ce bine ar fi și atunci dau legi cu ce bine ar fi dacă. Și nu e așa, ce bine ar fi dacă toți copiii morți au murit accidental sau ar fi fost un dezastru pentru respectiva mamă să aibă grijă de ei, în loc să fie o crimă. Realitatea e că e o crimă de multe ori. Da, asta a fost pe ziua de azi. Cu copiii am să o iau ușor, așa, pentru că sunt foarte multe aspecte prin care sunt atacați săracii la noi cât de cât, mai la noi sunt doar proști ăștia la școală, nu sunt politruci convinși, dar am să vă arăt ce-i în vest. Lucrurile au ajuns la nivelul ăsta. La legea în care spune că poți să omori, să lași copilul să moară. De fapt, poți să-l și strângi de gât, că dacă spune că scopul acestei legi este ca the coroner holds inquests to death. She would prohibit using the coroner statements on the certificate of death to bring or support criminal prosecution against any person. Deci mama poate să-și omoare copilul și medicul legist, prin această lege, este interzis ca, dacă el constată ceva, este interzis ca acel lucru să fie folosit împotriva mamei. Dar nu e așa. Se poate și mai rău. Asta a fost pe ziua de astăzi, dragii mei. Ne auzim și mâine.